Salutare! A trecut vacanța, așa că vom relua în sfârșit activitatea cu lecția numărul 5 a programului nostru, care se intitulează Simplu, cum să trăiești sănătos. Așa cum am mai spus, începând de acum, vom avea o lecție practică și una teoretică. De asemenea, invit pe cei care au pus deja în practică aceste sfaturi să-și exprime experiența personală cu ceilalți. Astfel, mulți vor fi convinși că această teorie funcționează și merită încercat. Simțiți-vă liberi să-mi explicați cei care ați pus deja în practică, fie pe Facebook, pe WhatsApp sau pe e-mail. Atât numărul de telefon cât și adresa de e-mail le veți găsi sub acest video la descriere pe YouTube. Prin acest mod de împărtășire a experienței personale, veți asimila, zic eu, mult mai bine acest nou stil de viață bazat pe principiile sănătății și legea naturală. Îmi place să reamintesc ori de câte ori pot că dacă veți asculta cu multă atenție partea teoretică și veți pune în practică sfaturile pe care le voi oferi în ceea ce privește alimentația și bunele obiceiuri, vă veți îmbunătăți sănătatea cu fiecare zi care trece. Cea mai bună formă de vindecare este să învățăm să trăim sănătos, să mâncăm, să bem și să gândim într-o manieră cât mai naturală și pozitivă, de acord cu principiile sănătății explicate în primele lecții pe care le-am pus de asemenea și pe YouTube. Haideți să începem cu partea practică și să vorbim de cel mai sănătos mic dejun. Recomand a se mânca aproximativ 300 de grame de fructe proaspete cu pâine integrală dextrinată. Ce este? Este o pâine specială, dar nu se găsește în România și mai ales nu se poate găsi așa de ușor nici măcar în anumite magazine. Am să vă facilitez rețeta. Da? Deci cu această pâine vom putea să mâncăm fructele proaspete împreună cu 3-4 curmale sau câteva smochine, însă diabeticilor nu sunt recomandate aceste fructe deshidratate. Fructele de sezon, ca să dau un exemplu, se pot mânca astfel, o portocală, o pară, o banană, da? Cu 3 felii de pâine integrală, dextrinată, cum am spus. În anumite țări, precum Spania, Italia, Portugalia, mi se pare că și Anglia, există marca Santivelli, care consider eu că este cea mai bună, nu am nicio relație cu această marcă, dar eu o văd mult foarte calitativă. Și de asemenea, într-o zi am să vă arăt și cum se pregătește acasă această pâine și cum se dextrinează, da? Pentru că acest proces ajută pâinea să fie mult mai ușor de digerat, nutritivă și vindecătoare. Deci ne ajută să ne vindecăm. Nu recomand micul dejun din acea cafea cu lapte sau magdalena sau alte produse de panificație, nici măcar acel sandwich de pâine albă și semicrudă cu mezelul în interior, consumat și împreună cu o băutură carbogazoasă. Pentru că acest mic dejun nici nu este sănătos și nici nu hrănește suficient. Nu recomand să dați copiilor acel lapte cu biscuii sau cu cereale expandate, pentru că acest tip de mic dejun favorizează îmbolnăvirea copiilor de amigdale, de tot felul de afecțiuni respiratorii, alergii, mă rog, și alte boli. Reamintiți-vă ceea ce am învățat în lecția numărul 1. Există alimente care hrănesc, însă apoi îmbolnăvesc. Haideți să mâncăm alimente care hrănesc și vindecă în același timp. Astfel vom evita o groază de boli și vom trăi mai mult cu o calitate a vieții net superioară. Nu trebuie să așteptăm să fim bolnavi pentru a ne vindeca, ci să învățăm să trăim sănătos, în așa manieră încât să nu ne îmbolnăvim. Și acum să vorbim de partea teoretică. Cu cât depinde mai mult de fructele proaspete, recent culese din pom, cu atât mai multe beneficii ne vor aporta. Ar fi minunat dacă am gătit mai puțin și am mâncat mai multe fructe în stadiu cru. Să arătăm tuturor oamenilor importanța consumului de struguri, mere, caise, pere, în stadiul crud, sau orice alt fruct care se poate obține cât mai proaspăt. Aș dori să recomand fructele ca fiind un precursor al sănătății.
dar recomanda nu se mânca fructele la masa de prânz, pentru că sunt incompatibile atât cu salatele de legume și zarzavaturi, cât și cu proteinele. După o mâncare completă la prânz, cel mai bun desert îl formează fructele tari, oleaginase, da? Care pot fi la alegere. Fie 12 mililitri crude, care știm foarte bine că au cel mai bun calciu din lume și proteine de înaltă valoare biologică, fie miezul la 4-5 nuci, care au un conținut mare de proteine de înaltă valoare biologică de asemenea, și mai are de asemenea omega-3, esențial pentru o bună funcționare a creierului. Dar nu se mânca, cum am zis înainte, la alegere, nu se mânca împreună, ci recomand alternarea lor, fie almendras, pomitale, fie nuci. Pâinea de strin am spus că se obține prin coacerea unei pâini din trei tipuri de cereale integrale timp de 2 ore, la 220 de grade. După ce se răcește, pâinea se taie în felii de 1 cm grosime și se usucă în cuptor, dar nu la 220, ci la 120 de grade, până când dispare orice semn de umezeală. Asta durează în jur de 35-40 de minute, dar vă uitați și dumneavoastră ca să verificați. Astfel, amidonul se fragmentează prin acest procedeu într-o proteină mult mai ușor de digerat și care se numește dextrina. De aceea pâinea se numește dextrin. Această pâine se poate păstra în pungi de hârtie la loc uscat și înainte de a fi servite, recomand să introduceți feliile un pic, câteva secunde, în prăjitorul de pâine și astfel redevin proaspete și crocante, ca și cum ar fi recent realizate. Merită să respectăm legile sănătății mâncând, gând și trăind sănătos? Eu zic că da. Și merită foarte mult. Începând de astăzi, vă voi prezenta de asemenea mici testimoniale lăsate de unii dintre pacienții mei care au urmat tratamentul naturist într-o manieră corectă. Mioara din Coslada spune așa: eram nervoasă, izolată, cu crize de anxietate dese, insomnie, gândire negativă continuă, gând de sinucidere. Până acum nu am mai făcut crize, dorm mult mai bine, sunt mai liniștită, am început să am o gândire mai pozitivă, autoestima puțin mai ridicată și vreau să trăiesc. Ce frumos! Atunci când înțelegem că între corp și minte există o legătură strânsă, putem explica cauza tulburărilor mentale, ca fiind în mare parte cauzate de tulburările digestive, știindu-se că intestinele sunt considerate un al doilea creier. Da, știm că intestinele conțin aproximativ 100 de milioane de neuroni strâns interconectați cu creierul principal. Așadar, eu am ajutat-o să aibă o digestie optimă, mâncând și combinând corect alimentele. De asemenea, am folosit tratamentele complementare optime pentru a întări imunitatea locală și absorpția, iar astfel organismul să influențeze într-un mod benefic activitatea cerebrală. De fapt, funcționează și se poate aplica în mai mult de 100 de boli diferite. Dacă suferi de ceva vreme și nu ai găsit soluția, eu îți recomand să încerci cea mai bună manieră în arta vindecării, reforma sănătății, care se bazează exclusiv pe educarea bolnavului și a familiei sale în a respecta cele 10 legi ale sănătății. Eu cred că aceste legi au fost oferite de Creatorul omului pentru a avea o sănătate de plin. Iar Dumnezeu promite intervenția sa, așa cum a promis și în trecut. Vezi Exodul 15:26. Și Dumnezeu termina atât de frumos cu fraza: căci eu sunt Domnul care te vindecă. Deci este promisiunea Lui. Dacă noi vom face partea noastră respectând aceste legi, Dumnezeu promite să ne binecuvânteze cu sănătate. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești și te aștept să povestești cum îți merge cu nou stil de viață pe care tocmai l-ai învățat astăzi. În curând am să-ți arăt și un prânz sănătos. De asemenea, poți urmări și alte materiale video pe YouTube, care pot fi găsite ușor, căutând cuvântul Reforma Provita Legal.